La ședință participă un număr de 14 Întârzie câteva minute de ședință cu fiul fiului. Conform înțelegerii anterioare, președintele de ședință se alege în ordine alfabetică. Această ședință ar urma să fie condusă de către domnul Coacă Vasile Gabriel. Cine este pe rând? Sfârșitul lunii, dar având în vedere
probleme care au fost neprevăzute, au trebuit să, ar trebui să forțăm și să o punem la începutul acestei luni. Da, după cum spunea și domnul consilier Surgiu, au fost mărite, dar aceste mărite au fost cerute în cadrul asociației. Și aici, în câteva cuvinte, vreau să explic și de ce au fost majorate, a fost majorat prețul la gunoi. Datorită faptului că în această perioadă inflația a crescut, iar angajații și toți cei care își desfășoară activitatea în cadrul asociației și în cadrul societății românești, justificat au cerut aceste majorări. Iată că noi a fost puși în fața faptului din de a majora cu un leu 80 peste taxa care era, a fost stabilită anterior. Iar tocmai de aceea noi am susținut ca diferența să o susținem prin subvenție de 1,8 lei pentru cetățeni. Deci asta a fost motivul pentru care noi am găsit o soluție totuși să venim în sprijinul cetățenilor, să-i ajutăm în ceea ce privește aceste costuri. Asta am avut să-i spun domnul Sorociu, dar vă mulțumesc. Îți dau și eu. Dar e normal, nu? Vorbim bună de seara. Nu, nu, nu. Dar facem un dialog. Am dat mai probleme. Am zis să mă spun și eu, să dau repede. Dar nu e repede, nu suntem la tot. Dar nu, să dau repede. Asta are pe care Sorociu, că a fost așa. Nu, așa. Am vrut să-i dau un răspuns, domnul Sorociu. Da, și domnul. Și m-a dat răspuns, nu m-a dat repede. Minți? Bun. Păi minți? Dacă îți dă domnul președinte, dai răspuns. Dar cum? Dacă dai, cum adică? Dar voi, cum adică? Dacă președinte vine domnul. Dar vă rog, mă spuneți foarte scurt. Exact scurt. Deci aceea spune că subvenționează un lichid, i s-a impus de cineva, de asociație, dar pe noi ne-a informat sau nu a putut dezbate cu cetățenii dacă se pot să suportăm această mărire. Vine și spune că dai el o subvenție pentru cetățeni, dar de unde o dai domnul lichid? Din banii dumneavoastră sau din banii tot a cetățenilor care cotizează la taxe și impozite? Păi nu dai până la domnule, nu, tot de la noi. E ca să înțeleagă oamenii că nu dai din altă bani. În loc să faci ceva cu bani strânși de la cetățenii comune, aia ta probleme în comună, problema dumneavoastră este doar numai cu noi. Ca să dai bani cuiva, orice societate, numai să nu dai bani în comună. Da, mă înțeleg, domnule. De la cuvântul domnului consilier personal, domnului. Dar domnule, face parte din Consiliul Local? Domnule, dați un pic, dați un pic. Dați un pic, acum face parte din Consiliul Local sau are voie să adeseze vreo să cer voie de acolo? Stai cu pic, nu are cum, aici vorbești consilier. Îmi pare rău. Vorbesc consilier, de asta suntem politici de așa. Nu, da, dar așa este. Dar atunci vorbești și nu vreau să intru. N-avem ce mă vorbim cu consilierii. Doar vreau să... E primar. Să fac ceea ce trebuie să fac, adică să consiliez primarul Comunei Mivez. Și pentru că s-a atins acest subiect, aș vrea să-i spun domnului Surugiu sau cum asta cu că ar trebui să înțelegem odată pentru problema, că de fapt ADIS-ul înseamnă noi toți. Deci ADIS-ul nu este cineva împotriva comunelor, nu este cineva. ADIS-ul înseamnă toate comunele din județul Bacău, orașele și municipiile din județul Bacău. Această taxă, planul de evoluție a taxelor a fost aprobat în adunarea generală a asociației care înseamnă la adunarea generală a tuturor comunilor din județul Bacău, orașe și municipii, deci nu face ADIS-ul nimic. ADIS-ul nu face interes, poate ceva asta. Noi doar facem o formalitate de a aproba hotărâri de Consiliul Local, dar toate aceste hotărâri se duc în adunarea generală, iar adunarea generală a asociației este organul care conduce această asociație. Nu ne furăm, așa am făcut până acum, ne-am furat Crăciun la unul la altul și de fapt am ajuns la situația în care s-a ajuns cu blocaj la rampa de gunoi și așa mai departe. Noi, comună sau oraș, nu discutăm niciodată cu operatorul. Noi discutăm cu ADIS-ul, care este mama și tatăl nostru. Am înțeles. Discutăm probleme. Asta am vrut eu să... Am înțeles. Deci ca să înțelegem, pentru noi mama și tatăl nostru este ADIS-ul. Primarul, noi consiliul n-avem nicio treabă. Noi de când ne supunem, treaba ce face ADIS-ul. Da, nu sunt. Să trecem la ordine. Mama stava nu. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 103.500 lei din excedentul bugetar al anului 2018 pentru acoperirea bonurilor de casă, salarii și indemnizații consilier local pentru luna ianuarie 2019.
Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind stabilirea obligațiilor de plată pentru serviciul de salubritate a tuturor cetățenilor care locuiesc sau au locuit în raza administrativ teritorială a OAT Comuna de județul Bacău. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de speciale de salubritate pentru utilizatorii non-casnici, societăți comerciale, care își desfășoară activitatea pe teritoriul administrativ teritorial al Comunei de județul Bacău. Și proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare din Comuna de județul Bacău pentru anul școlar 2019-2020. Supun la vot. Cine este pentru? Deci cu 15 voturi pentru, a venit domnul Iosif Cădeal. În contul pentru acoperirea golurilor de casă,
pentru a se putea plăti salarii în primărie și chiar și indemnizația consilierilor. Deci problema este foarte legală. Păi, asta i-am spus și eu, domnule consilier. Dar eu nu am întrebat la asta, domnule, nu știu dar ce pentru că domnule, cum vorbim? Vorbim la subiect sau la subiect? Ce sumă avem acolo? La ședința trecută m-ați întrebat și cum are bașul la un preț. Dacă mergem așa și... Deci noi am aprobat acea sumă, care nu mai rețin cât, așa, am aprobat-o și există. Deci 103, 500 de lei. Ăsta e tot? Nu. Deci este suma de care noi ne putem... Nu mai sunt la probleme, nu știi tot. Deci acum, domnul primar. Ai aflat? Uitați, domnule, cum este suflet, când știu nimic. Dar pentru luna ianuarie, dar pentru luna februarie, nu știu de la peștă. Pentru luna februarie, pentru ianuarie. Domnul Costel, trebuie să avem buget. Nu este buget. Nu este banii noștri că și dați bani să-l spunem. Nu îi folosim, nu spune domnul. Îi folosim de ilegal. Îi folosim de ilegal. Bun, dar în proiect spune că pentru luna ianuarie, pentru februarie sunt. Dar nu se face bugetul. Niciodată. Să vă răspund, domnul consilier. Deci putem acoma, fără nicio problemă. Diferența. La dispoziția Consiliului Local. Domnul consilier, ca să vă răspund, avem și bugetul la februarie. Deci, din excedentul bugetar este 12 miliarde. Ați descoperit acum, am descoperit și dumneavoastră aha. Domnul Alibes. Da. Domnul consilier. Da. Deci vreau să fac o remarcă, dar nu vreau să credeți că sunt răuși acesta. Avem șansa acum să-l ascultăm și noi cu domnul Vici, că vorbește. El vorbește numai cu domnul când ia cuvântul numai care ședință la care nu este președinte. Asta e lucru foarte mult. Îți recomand domnul Vici să fii mai vorbărit, și la celălalt ședință. Cu privire la punctul în cauză, domnul primar, eu sunt de acord, pentru că ținând cont de faptul că bugetul încă nu s-a votat și primăria, noi salariații, chiar și noi consilieri, trebuie să fim remunerați într-un fel și dacă avem posibilitatea și avem acest fond de urmență, de excedentul, așa, e normal să întâmple, pentru că dumneavoastră aveți grijă ca după aia să banii să mai reîntoarcă, vă întrebi, să mai... Da. Asta e treaba de mai e treaba dumneavoastră aici. Să se reîntoarcă în... Da, e ok, da. Deci sunt de acord. Adică noi ne-am ocupat. Ce este pentru noi? Cum să nu știți? Ceva împotrivă? Să se răspund. Eu am întrebat niște lucruri. Și dacă se-mi spun cât îmi plătim salariul prin urmă, deci, dar mă compreg din fondul ăsta, dacă știi. Proiect de hotărâre privind stabilirea unicației pentru serviciul de stabilitate și tuturor cetățenilor care locuiesc sau au locuință pe asta administrativă, au atins o realitate și sub absolut. Cine este pentru noi? Domnul președinte, discuție. Dar cine nu am spus? Discuție. Discuție. sau stă în pat, aia nu produce număr. Și este uman să fie pus la plată, chiar ca membru a doua sau a treia familie, pentru că aia nu produce niciun fel de, pentru că este uman. Dom'le, măcar pe ultimele zile care are un bătrân de genul ăsta, că a fost șef, societății ăștia, folositor. Măcar atunci se lăsă, ne taxa. Gândiți că o viață întreagă a fost taxat și de comunici, mai taxăm și noi? Mai ales că omul de-abia se ține în băț, aș propune ca aceste persoane să nu fie socotite ca persoana a doua sau a treia în familie. Vă rog foarte frumos, protecția socială este la Comisia noastră și să avem grijă de bătrâni, că toți vom ajunge bătrâni. Că nu vrem să murim, nici eu nu mai devrem. Da,
Deci să avem și sufletul când facem proiecte de hotărâre. Mulțumesc, domnule. Și numai de asta. Și de aia că am luat cunoștințele de privat de persoane care, într-adevăr, depășesc 7-8 membri al familiei, poți să-i pui pe toți să plătească, să vă dați seama. Deci foarte, foarte larg. Sunt de acord cu dumneavoastră. Deci eu sunt de acord și cu domnul consilierul Lucu și cu domnul consilier Busuioc. Dar aceste lucruri trebuie stabilite în Consiliul Local, nu poate să le stabilească primarul. Faceți o comisie dumneavoastră. Deci, nu, facem un proiect de hotărâre. Da. În care îl votăm cu toții și stabilim exact criteriile corecte legale, cine plătește, cine nu plătește. Și atunci, eu trebuie să pun la aplicare ceea ce dumneavoastră și eu propun și o să... Dacă dumneavoastră sunteți de acord, în următoarea ședință de consiliu local, mulțumim. Pentru că am avut seară la cu noi, la serviciul de salubrizare, am să fac mai multe comentarii. În primul rând, dacă urmăriți cu atenție ședința de luna trecută, domnul Johnny Crăciun spunea că cantitățile de gunoi care s-acumulează pe o mașină de cărat gunoi este de 18 și 28. Eu vreau să spun, cum am interesat, de 12 și cel mult 18 și 2, domnul. Da, bun. Cu privire la plata gunoilor, așa cum se prevede în acest proiect de hotărâre. Eu aș propune domnilor consilieri să nu cont de faptul că sunt familii care nu au venituri sau care au venituri foarte mici. În primul rând, m-am informat, deja sunt 93 dosare care sunt cu ajutor social, sunt cu veniturile mici. Dar eu aș propune ca gospodăriile, familiile care au contract de gunoi și care au un venit până în 10 milioane să plătească jumătate din banii care îi plătim noi, ceilalți toți. Asta însemnând ca un gest de protecție socială, pentru că, din câte vedem noi însăși, subvenția care se acordă pe acolo este tot ca o protecție socială. Și ca să nu se interpreteze, să discuți sau să facă tot felul de idei, că e chestie politică, ea trebuie legiferată într-un fel pentru hotărâri de Consiliul Local. Da? Și ea fi un lucru normal, pentru că sunt, într-adevăr, familii nevoiași care nu au bani ăștia. Faci cu o familie care primește ajutor social venit din 1240, astfel domnul, da? Ei la un 6-7 milioane care îi obțin de unde să plătească atâția bani. Că dacă ar fi să ne gândim să calculăm câți bani așa, iată ar plăti 2 milioane jumate, numai la 3 familii, 3 persoane într-o gospodărie. Și cred că ar fi un gest de bun simț, da? Nu ar vrea să fie prea grav cuvântul. Un gest normal, ca să îi ajutăm pe cei nevoiași, pentru că, într-adevăr, cum spunea și domnul, sunt familii care nu au venit. Dar mă gândeam în felul, pentru cei care au până la suma de. Nu vorbesc de, poate, nu vorbesc de cei care n-au niciun venit. Program de ajutor social. Nu știu. Deci era o propunere. Să plătească nu 5 lei cât plătim noi, ci 2,50 lei de persoane. Doar în ideea de a mai aduna ceva bani. Că altfel, dacă mergem cu sumele astea, niciodată nu o să reușim să luăm bani de la oameni, că ei nu au. Nu au venit. Și știți prea bine că populația îmbătrânită are ce să spun. Nu sunt bani. Bun, mai departe. Da, la acel an să ne ajute. Da, ar vrea să ne ajute. Da, spuneți. Da. Deci, dumneavoastră am susținut ceea ce domnul consilier din înaintea noastră care s-au înscris la cuvânt. Nu, eu am înseamnă ceea ce... Eu mai am vreo 100. Dar trebuie, ascultați un pic. Deci când mergem și încercăm să-i facem la unul o taxă. Deci, o parte din cetățenii comune se leargă cu 5. Și au parte cu 2,5, cum a spus dumneavoastră. Da, da. Deci trebuie să căutăm să echilibrăm undeva. Trebuie să găsim diferența. Deci e vorba de bani până la diferența? Da. Da, bun. Eu v-am spus dumneavoastră și sunt în asemenea dumneavoastră. Da, domnul. Căutăm soluții, venim, punem pe ordine de zi. Eu pun în aplicare ceea ce dumneavoastră face scris sau votăm în consiliu. E vorba de lucru. Eu ce vreau să spun? Deci eu nu pot să merg pe vorbă, nu pot să pun în aplicare, deci pe vorbe care... Hotărâri consiliu local, proiect de hotărâri, plus la capăt. Nu cred ce sunt atât de multe familii, eu nu cred. Păi, că sunt atât de multe care să vorbească activitatea asta de reportare a banilor. Pentru că, astăzi, cine mai rămas pe acasă, au rămas pe insula. Cine zic că tot au luat 10-10 lei. Că cei care nu au avut niciun leu pensie, eu am grijă statul român să le se dea pensia aia de subsistență de 6.000 de lei sau 6 de lei. În mare, nu știu dacă sunt atât, dar totuși, mă refer la cei nevoiași care au venit sub 10.000, sub 1.000 de lei, să fie ajutat în felul ăsta, prin înjumătățirea sumei de bani pentru dumneavoastră. Domnul consilier, exact ce v-am spus. Căutați soluții, căutăm soluții cu toții, venim cu un proiect de hotărâri de ordine de zi, domnul votăm.
Și trebuie să căutăm și banii cu unii locuri. Cineva trebuie să... Ori mărim la el alții. Adică s-ar putea să intrăm într-o chestie care nu e corectă pentru ceilalți ce trebuie asta. Vrea să continui, dacă vreau să vă spun ceva. Domnul Alfăstie, sunt primării din județul Bacău, care și-au delegat o persoană plătită de cadrul primării și noi, slavă Domnului, avem destule persoane care mișcă de pe aici și care nu prea au activitate, delegată de către primar, care de fiecare dată când vine mașina de gunoi, să meargă cu mașina să colecteze, să monitorizeze colectarea gunoiului. O dată. Al doilea, să înveți așa persoană să învețe pe oameni ce gunoi trebuie să pună și să-i monitorizeze. Deci vine la Costea Dan. A pus în cuberă și alt fel de gunoi. Costea, a doua oară când viu, dacă mai găsesc astfel de gunoaie, nu-ți mai iau gunoi sau fi sancționat sau ceva, ce-am făcut ceva. Da? Bun. Pentru că sunt primării care plătesc, care au om care se ocupă de acest serviciu și am înțeles de la o persoană autorizată că plătesc și mai puțin gunoi decât plătesc ceilalți primării, pentru că el de fiecare dată vine cu chitanța aia care eliberează centrul de colectare a gunoiului. Și vreau să dau un exemplu. Să știți, comuna Ștefan cel Mare are om plătit și mai sunt și alte comune care, făcând mișcarea asta cu omul, cu persoana desemnată, au plătit mai puțin gunoi ca celălalt primării cum suntem noi, care nu avem un control al gunoiului. Pentru că, așa cum spunea și domnul Lungu la ședința de urmă, noi nu știm că în luna respectivă s-a adunat 20 de tone, că în realitate nu știe nimeni decât ei, cei care îi pot să plătim. Pentru că scopul ăla spune ce este să ne ia bani. Noi trebuie să luptăm cu legal, în care să ne ducem cantitatea și plata, să nu plătim atât de mult. Și aș vrea să continui, ca și vreau să știe tot domnul primar, și revin încă o dată. Și fac un apel la asociație, din care fac parte de toți primarii. Asociații care se confruntă cu astfel de probleme care le punem și noi acum. Cine împiedică să nu doteze fiecare pentru gospodărie care are contract cu gunoiul, să li se dea 3 pubele în care să aibă plastic, gunoi menajer și sticlă, astfel încât când vine vremea să recolteze, omul să-și pune se așa, de-abia de acolo începe selecția asta, cu recoltarea selectivă a gunoaielor. Este un prim pas și cel mai important ca fiecare gospodărie să aibă 3 pubele. Și atunci se rezolvă problema selecției și nu mai plătim atât de mult la stația de selectare acolo. Pentru că deja gunoiul pleacă selectat. Iar dacă persoana desemnată are grijă și la dragul dumneavoastră ia aminte că a pus sticla în loc de plastic, o dată și a doua oară nu știu să întâmple, am înțeles că vine prin Germania, care nu... Domnule, așa trebuie făcut. Omul, dacă îl sperie un pic, el strește în realitate. Să știi, va rămâi pentru totul lumea și pentru mine va rămâi pentru asta. Și mai intervine și bun. Mai mi-a zis băiatul ăla, nu o să mai fac, pentru că mă fac de rușit. Mai avem și bun simțul noi. Pe noi ne cartează, mai avem bun simțul că noi români. Dar eu aș propune încă o dată asociației să facă bine, să doteze fiecare persoană, fiecare gospodărie, cu cele 3 cubele, așa cum e normal să întâmple. Ca să nu mai apară atâtea discuții cu gunoaie. Dacă, mă repet, și în ședința trecută a spus la fel. Dacă tot s-a votat în Consiliu o subvenție pentru gunoaie, hai să facem o subvenție atunci și dacă trebuie să, într-adevăr, deși nu cred că primăria trebuie să implice în jocul ăsta, doar asociația, pentru că ea totuși nu recoltează banii, s-a dat subvenție, atunci vor, din subvenția să duc vreo să cumpere bubele atunci, ca să rezolv problema gunoiului. Cea mai importantă activitate din punctul de vedere pe o comună. Asta am avut de spus. Domnul, la băie, să vă răspund. Deși astăzi, deci de ieri, când s-a revenit și a început să ridice gunoi, deci după cum bine știți, joia trecută, nicăieri în județul Bacău nu s-a ridicat gunoiul. Deci a fost o chestie în care, în camera asociației, cu atisul, care a fost discuții mari, nu s-a ajuns cu bani, iar de ieri, de joi, au început și am putut demonta. Nu l-au luat toate cu toate materiile. Deci, după cum bine știți dumneavoastră, cei care sunt pe zero, care au plătit, au reușit de a plăti și la noi am bine ridicat gunoiul. Deja cantitatea s-a adunat, mașina a făcut 2 drumuri spre Bacău. El, domnul consilierul Lungu, știe că la un moment dat a venit la mine, domnule, mie nu mi-a ridicat cu băieșul pe mașina. Așa s-a descărcat. Eu am vrut de ieri să pun persoană pe mașină, din cadrul primăriei, nu trebuie să angajăm pe nimeni, că avem oameni. Deci eu vă garantez că avem oameni să stea pe cele 2 zone, sunt 2 zone separat, mașina vine în cargul dată de Răjoaia, Scărina și Poiana, și partea altă, Bălăneasa, îi vezi Orășa.
Avem oameni care îi pune, dar ținând cont că nu s-a ridicat joia trecută și candidățile erau adunate, când duci la o să spui, știți, să iați din ce ai pus și făcut. Dar de joia viitoare, eu vă garantez că vor fi după mașini oameni din primărie care se ocupă să meargă un pas cu mașina, să stea până la descărcare la Bacău, să discute cu oamenii și eu o să mai repete chestia asta și vă rog și cu noastră. Chiar să desemnați să... domnul primar, o persoană care s-o ocupe în cam asta. Avem la avem în cadrul primării, compartimentul primării, în care omul se ocupă așa ceva. Și o să-i dau sarci în scoare să meargă și voia să ocupe. Și nu numai el. Nu stau nici pe sus, dar nu se întâmplă. Aceea nu se mintea și fie cu dumneavoastră. Și dumneavoastră, dacă vreți să mergeți, putem să urmărim. Nu trebuie să mergem fără urmă. Nu trebuie să mergem, nu știu. Dar dacă dumneavoastră vreți sau așa, ori suntem. Și trebuie să discutăm cu toții cu cetățenii. Pentru acest lucru. E posibil să scadă, deci dacă până la cantitate, este posibil să scadă taxa. Domnul Dragă, dacă permite și vreau să monitorizez discuția, că n-ai rost, dar vreau să vă spun ceva. Nu vreau să creadă că vină cu o sugestie. Dar știți ce se întâmplă la Berzunț, în timpul de notat care l-a observat eu? În fiecare primăvară, primarul, împreună cu angajații primăriei și cu partea de consilieri, și cu consilierii pe sate, așa cum sunt aici, organizează ședință publică în școli sau în diferite locuri, prin care se informează omul. Când s-o plătit, să știe și oamenii. Cu taxa, îi spune și noi, dar nu e suficient. Îi spune, trebuie foarte deștept. Îi spune oamenii. Și oamenii, este un câștig pentru dumitare, în primul rând. Și pentru cel care vrea să facă politică. Însă, și faptul că adun oameni și îi spune, și omul vede că te aproape, e o chestie de strategie și o tactică cu două ori. Este foarte important. Am apreciat foarte mult gestul primarul de la Berzunț, al domnului Stefan, așa, și cred că e bine să facă și la același lucru. Este foarte important. Eu vă spun cum vorbește lumea, este foarte entuziasmată, când vine primarul peste ei și informează ce se întâmplă, ce taxă, ce se mai întâmplă în comună, ce probleme. Cred că este chestia este de... că așa se face educația, prin noi, prin consilierii care suntem mai aproape de informație și executivul și primăria speță. Asta ca o sugestie, să știți, pentru că am văzut că e un lucru foarte bun. Și oamenii l-au de chestia asta, eu am fost la Berzunț, cum se discută. Mie îmi spun, eu fiind pentru ei pe acolo, uite ce-o fac primar, e un lucru foarte bun. Foarte important treaba asta. Hai să discutăm cu tine. Hai să discutăm cu tine. Lucrurile astea, să nu credeți că noi facem. Am de la 416, pare rău cu băiatul care e de la mediu, este bolnav și este în concediu de stat, îl aduceam mai să vă prezint. Deci, persoane de la 416 sunt o parte dintre ei care își fac orele exact pe zonele cu păraie sau colectează în fiecare zi. Deci avem acoperire totuși, dar trebuie să vorbim cu fiecare persoană în parte, să nu mai ducem oastea de la struguri, să nu mai ducem rumenușul de la când noi elevi îl ducem la Bacău, când mă durăm prin curte, strânge balanțul și o punem la... Aici sunt probleme, aici se ridică cantitatea. Numai asta e rolul pentru care vreau să-i pus urmă acum. Problema asta e pus urmă acum la cultura care vine, nu mai cu urmă, pentru că nu ți-l iau. Sau nu mai înțelegi cam așa pe două lucruri. Și ăla are mare importanță. Persoana respectivă are o mare influență în situația asta, din punctul meu de vedere. Deci eu v-am spus și săptămâna asta am vrut să trimit, dar totuși, având în vedere faptul că nu s-a ridicat săptămâna trecută și cantitatea a fost destul de mare. În comună i-a lăsat să transporte așa, iar de joia viitoare, săptămâna viitoare, o să primim persoanele de mașinile respective. Apropo de zonă, mă refer la pâlul acolo, la Poiana, ca să zici. Nu se saltă cu butoiul de acolo, nu ia nimeni. Deci, ideea că, se poate, duci taie, duci maica, de acolo, ce ai bună credință, duci zonă la Damia. Deci, în zona aia... Dacă a trebuit un tombeiros de la mare, pus undeva... Mai la cer, zic așa, și nu scos după aia. Uite, cu zăpada asta, cu apa mai mare, n-au avea cum să treacă și... Deci trebuie de o modalitate ca cineva, de la ajutor social, să ia de acolo, nu mai rămâne. Bine, că sunt de acord, nici mașina nu poate coborâ de o mașină de acolo, dar totuși o modalitate care s-a ajut oarecum... Pentru că ai deschis, dacă îmi permiteți, doar două cuvinte vreau să spun. Sunt obligat să mă duc chiar să vedeți, pentru că acolo, de acolo câștig pâine. Dar vreau să vă spun ceva, știi ce a făcut primarul? O persoană care cu noi sunt cetățenii care au dosare. Ascultă-mă un pic. Deci cei care sunt prin ajutorul social și care au și utilaje în curte, apoi este la o persoană, tu respectivul care îți primești nu știu cât pe lună,
te duci și odată pe săptămână, în timpul rău, o să spun cosmonic audio, și aduci gunoi la cer. O dată faci o activitate, nu mai chemăm să facă de alte activități, îl punem să facă treaba asta. Asta avem noi, domn. Bă, la viața de nu, ți spunea că n-audio acum că acolo era... Nu, dragă. Deci, bă, la viața așa să eu am spus, domnul cer, păi face și la acolo era atunci avem. Faceți și la faceți peste tot, de fapt, dacă așa s-au luat de lază. E oricum să vezi bani. Exact ce-a spus dumneavoastră, cum de-i zis. La zonă de bani, asta o zonă de suplat. Dacă zonă de 46 cu căruță, la duce jumătate la... Eu știu că au venit. Nu s-a venit că faci și la acolo, la cutie. Dar nu s-a venit că faci și la acolo. Așa e, ce la noi se face pe la fel. Cum la noi se face pe la fel. Poate la voia nu a fost altceva. Pe poate și acolo se va face pe curând. Da? Da. 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 Nu știu, speculați, nu știu, cum facem, dar ce dar eu nu știu dacă să ceva. În primul rând, în proiectul ăsta, vreau să întrebăm secretar cât cetățeni suntem în comună cu asta. Da, da. De ce? Deci ce 1600 sau 700 de dau gunoi și plătesc 3500. Deci cum vedeți corect în faza asta de mărit stați? Deci dacă ar plăti toată lumea, n-ar mai niciodată, poate ar mai ieftin. Și vreau să mai întreb, nu mai întreb domnului Chim, că nu știe, domnul Crăciun, cum plătim calitatea la tonă sau cum plătim la... Deci, Nu vreau să dau, dar nu-i prea mult timp din săptămâna trecută. Săptămâna trecută sau cu domnul, s-a votat deja, cu era 1 ianuarie, să va plăti la candidatul. Asta a fost confirmat. Ca să avem o marjă. Deci noi nu putem, nu știm când nu mă duci când ai cantitatea omului la poartă. Deci noi ne luăm o marjă în funcție de numărul de populație. De asta s-a stabilit acel plan tarifar care e sus. Da. Deci noi mai departe de aici, vom plăti la cantitatea de plăti. Eu vă spun, dacă subvenționăm, a fost subvenția pentru 3500. Adică de ce nu ca să scoți bani? Nu toți suntem de aceea că nu toți trebuie să plătim gunoi, o parte, nu știu, o parte, dar subvenționați, că sunteți mai șmecher, că nu trebuie mai șmecher, unul plătim, unul plătim. Deci cantitatea de gunoi în comună se regăsește la 5600 la 3500. Deci, de ce trebuie să subvenționăm și de ce nu plătim toți cetățenii comuni? Dacă am plătit toți cetățenii comuni, deci, este clar, asta nu se întâmplă domnul fost primar, ei ne cântărești plătim la tonă. Deci noi plătim 3500 mai fraier care plătim, iar aproape jumătate nu plătesc, dar noi de fapt plătim cu noi lor. Și venim în loc să facem bani din buget, noi plătim subvenții, că sunteți incompetenți pentru a strânge taxe. Deci pentru câte persoane propuneți asta? Domnul, eu am întrebat, domnul, stați așa, domnul Chim, pentru toți care stau în comună lui mine. Câte persoane plătiți dumneavoastră? Pentru câte persoane plătiți dumneavoastră acasă? Domnul Echim, întreabă ce trebuie să plătim pentru 7 domnule, care întreabă? Asta e, Echim, am dat o sugestie. Sunteți incompetent pentru a conduce aceste comună. Noi plătim cu noi pentru 5600, asta nu se bagă. Dacă nu înțelegeți. Nu plătim domnul, domnul Echim, noi facem cu noi să trebuie 5600, asta m-am întrebat. Domnul Sfântul. Domnul, dacă întrebăm voi între... Pentru câte persoane plătiți acasă, m-am întrebat. Pentru 7, domnule. Pentru știți. Pe cum să spun eu, plătiți pentru 3. Păi și nu suntem 3, domnule. Nu, păi avea și fata. Fata și la da, da. Domnul, mi-am mai cate copilul meu noi statul. Domnul, dar este trei, putem să-i regăsești în ce e șapte? Exact ceea ce vă spuneam, zic, da, domnule, vă ați dat o măturat ca, știu cum, după cortul suntem noi. Aveți răbdare, mi-a dat o măturat. Aici a spus clar, nu, nu mă așteptați și nici măcar suntem nerăbdător, așa, tot impulsiv. Deci aici scrie, eu vorbesc din ceea ce a spus dumneavoastră. Aici a spus că până pe data de 31 martie, trebuie să depun în fiecare, fiecare, numărul care plătesc unul din fiecare gospodărie. Cu un act doveditor dacă lipsești din comun. De ce n-a spus așa, așa până acum? Atunci nu mai ajunge. Fiindcă atunci nu mai trebuia subvenție, se regăsește datoriile a fiecare cetățean. Este simplu și atunci nu trebuie să aibă. Și dumneavoastră aveți modalități să faci ce impuneți, să le luați bani. De ce trebuie să plătim noi 3500 pentru tot restul? Ca să sunt șmecheri. Atunci nu mai plătim nicio, eu de ce să plătesc? Dacă nu faci regula ca lumea. Dacă s-ar plăti, nu sunt. Înmulțiți 5600 cu 4 lei să vezi că mă ies de la mulți bani. Și n-am mai avut
acordă în lex care îi pune pe fiecare. Și n-ar trebui subvenția. Și dacă ați dat subvenția, mă voi încerc ceva. De ce n-am luat pentru 3500? Ceilalți care plătesc, cum plătesc? 7 lei? 6,80 sau 5 lei? Noi vorbim pe documente, nu vorbim că ce faceți. Asta spun. Păi cum face? Ei ne furăm căciula unul la altul. Ne furăm căciula unul. O parte plătesc, o parte plătesc care să-și merge. Dumneavoastră trebuie să-i găsiți pe aia șmecher ca să plătească. Fie cu un serviciu care să-l face cineva, trebuie să-l plătești, este clar. Eu nu trebuie să fugim treaba asta. Trebuie să plătim toți. Dacă suntem 5600, ce putem 3500? Dacă suntem, domnul se vede confirmat. Păi exact asta, de ce, de ce trebuie să fac? Domnule, ca mai spus, domnule, am dat doveditor, fata mea este... Păi nu, dar nu v-am contrazis. Păi da. Și de ce n-ați putut asta mână acum? Păi bun, ia să mai regăsești la noi. Păi nu, că mă trebuie. Păi nu mai este 5600, ați făcut o evidență cât rămâne? Cât este explicat? Și mă mai întreb o evidență, cum o faceți? De cine a spus protecția proprie răspundă? Să răspunzi pentru față plată. Deci, nu toți care sunt plecați afară au contracte de muncă sau acte doveditoare. Deci, cum faceți cu aceia persoane? Cum îți plătească? Păi, vedeți? Păi, este o hotărâre, este o hotărâre proastă luată. Este o hotărâre proastă luată. Le-a trebuit să vină de propria dispoziție de o declarație. Nu fi, nu fi, nu, cu acte doveditoare. Dar e bun și cu acte doveditoare. Dar de fapt e clar. Deci, trebuie să dai o acte doveditoare care răspunde, să spui, domnule, îmi lipsește. Așa, așa, este corect, este corect. Atunci nu s-ar mai trebui nevoie de nicio subvenție, fiindcă gunoiul este pentru atâtea persoane. Și dacă ar vrea toată lumea, clar nu trebuie nicio subvenție. Poate vei mai puțin să plătim. Acum plătim în funcție de gunoiul care ne lea și ne cântărește. Așa cum este normal. Dar numai să fie corect când ne lea, să fie cântărit, să fie exact cu gunoiul care nu să ne trezim când ne încarcă cineva. Și candidatul este cu gunoiul nu se poate la toată populația? Nu, păi, păi, vedeți, că nu mai, dar acum suntem discriminați. A făcut pentru 3.000 subvenții, pentru 3.000 subvenții. Da. Și eu vă garantez. Domnul, vă garantez că sunt foarte mulți care le dă în altul în foarte mulți de rând. Domnule, trebuie să-i găsesc dumneavoastră, nu eu. Mi-ai spus demonstrat. Băi, demonstrat dumneavoastră. Spune, dacă și ceva. Dar atunci, dacă suntem 3.500, luați-le pe ele destul de toți. Doar o mențiune, dacă îmi permiteți. Este simplu, doamne. Ținând cont de ceea ce a spus domnul vice. Domnul primar, de fapt, părerea mea este următoarea. Primăria ar trebui să încheie contractul cu asociația. Ascultați ce vreau să spun. Domnul meu, ascultați, nu l-ați deci, deci, s-a făcut o greșeală. Deci, dar să vă spun de ce s-a făcut. Păi da, dar vreau să ca o chestie, pentru că ați văzut cum să fac tot felul de discuții. Într-adevăr, plătesc 3600, nu plătesc din diferența de cetățe și subvenționăm pe aia care nu plătesc. Asta e un motiv de a încuraja să spun. Dacă vreau să spun altceva, dacă contractul de gunoi era între primărie și asociație, era interesul primăriei să recolteze bani de la toată lumea să plătească gunoi. Bine, astea sunt discuții pe care de acum acolo. Asta e cu ei. Da. Asta e. Deci atunci domnul primar, vă spun așa, atunci să înțeleg că taxa de gunoi este prinsă la capitolul taxe și impozite, că vii la mine și mi-ai banii pe locuință, mi-ai și pe gunoi obligatoriu, da? Bun. Și atunci, dacă mi-ai și pe gunoi obligatoriu, de ce a fost nevoie să mai venim noi cu o articulă și să spunem că pentru cei care nu plătesc luni de la... De la de la noi putere, cum spune, de la obligatorii luăm banii. Păi însă și pentru faptul că plătim toți gunoi, pentru ce am fost nevoie să mai venim cu un alt proiect de hotărâre astăzi? Ca să avem un proiect de hotărâre prin care te spune așa că, indiferent că plătesc sau nu plătesc, ei vor plăti, da? Da, da. Dar cu justificări, asta v-a spus. Păi tot domnule, dar să așteptăm, că trebuie să așteptăm pentru subvenția, să așteptăm până la 31 martie. Să vedem câte persoane ce vor plăti toți. Voi situația, dacă au gândit. Să vedem câte persoane la 31 martie vin și declară domnul care nu îi vine. Bună plată, domnul. Simplu. Și atunci nu mai avem nevoie de subvenție. Voi vă plătiți, voi vă plătiți la. În momentul când eu să vină și voi să intrase, îi toți să aibă. Și o să vină cu acest justificativ. Exact ce v-am întrebat, dar să nu v-am întrebat întâmplător. Eu știu că fata dumneavoastră este la facultatea București. Nu este corect ca un copil care stă la București. Nu știu ce la treabă străinătate. Dar să justifice. Cu documente. Ei, dumneavoastră mi-ați venit și mi-ați spus că sunt 5.700. Ok, 5.700.
consilierul ăsta. Eu cred că dumneavoastră vorbesc, văd tot timpul nu sunteți... Vorbeam cu consilierul ăsta. Același deci, avem 5700. Exact ce a întrebat domnul Sfântul, a fost întrebare pentru mine. Eu m-am dus cu aceeași întrebare, deci m-am întrebat, domnule, pentru câte persoane plătesc dumneavoastră? Am și pentru 7, eu sunt la mișto. Bun. Eu știu pentru că îți plătesc. Pentru 3. Corect plătești pentru 3, pentru că fata domnului consilier este la facultate. Copiii mei sunt plecați sau sunt acasă, fiecare și ce are. În momentul când spune, venim pe locuință. Registrul agricol știi cât, la registrul agricol cât se registra astăzi. Și știi, la echip Sorin, sunt 4 persoane. Nu mai vorbesc, nu vorbesc nimic. 4 persoane. Ai de plătit pentru 4 persoane, consilatura suma X. Da? Eu sunt domnule, aia vine și casa asta, eu vreau și justin. Domnule, unul dintre băieți este plecat la Londra. Eu corect, este o dată. Până la 31 ne-ai venit bratul să ne vedeți. Corect. E trebuie să înțeleg, de asta vă spun. Da. Și atunci nu mai sunt 5700. Deci s-ar putea să vedem sub 3000. Nu știu. Păi, dar tu vrei să spui că nu plătești? Tu ce vrei să spui? Deci asta vrea. De ce mă spui plătești? Deci mă spui plătești? Deci mă spui plătești? S-ar putea din bani care am pus pentru studenții să uităm. Să rămâne. Nu știu, noi să avem o rezervă, să putem. Dar ei ne dăm o dată cu toții, dăm una care, vine care cât să. E super bună. Dar nu puteți să-ți ziceți dumneavoastră dacă o persoană nu vine aici și declară până la 1 martie. Noi îl încasăm cu cât are. Îl încasăm, normal, îl încasez dacă nu plătești. Cum să încurajezi că nu plătești? Îl obligi să plătească. Că ea asta este. Să fii corect, să faci un acum, este corect această hotărâre? Da, da, asta este corect, da. Deci încercăm să le reglăm cu toți cu discuții. Da. Asta am și spus, acum este corect. Dar asta trebuia din tâi, dinainte ca primăria. Suntem în fața facului infinit. Trebuie să facem de aici, trebuie și cu trebuie. Acum mai este bine, da. Păi, bine, 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 zero. Trebuie să plecăm cu uneva, cineva trebuie să ia cu aurile. Așa, 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 și mai nimic șapte. Cum ai și mai ai Haideți... Da. Cum ai să-ți spuneți la acest lucru? Sigur. Te duci cu vașa de cine este? Nu spuneți la dacă nu e. Împotriva? Să-mi spună. Dar nu sunt cineva? Da. 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 Trecem la proiectul de hotărâre numărul 3. Da. Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici, societăți comerciale, care își desfășoară activitatea pe teritoriul administrativ teritorial al Comunei Lideri de Bacău. Comisia Comisia 2. Comisia 3. Am intrat în proiectul 3, da? Trebuie să mă așa cerere? Nu! Dacă lumea trebuie să fie de acord să plătim taxa pe gunoi. Fără discriminare și fără favori. Absolut toată lumea. Dar acest proiect prevede o taxă specială. Ce aia special, domnul? Special. Adică pentru cel care are o societate, deși gunoaiele lui sunt ca și gunoaiele mele, și gunoaiele mele sunt ca și gunoaiele mele, sunt pentru o taxă specială. De ce? Cine poate explica, că asta vine de sus, da? Bun. Cine poate explica? Cine mai poate explica că această taxă trebuie să fie specială? Ar fi o discriminare. Adică de ce? Că ăla are un serviciu să dea mai mult ca mine că îi donam serviciu sau cum vine asta? Dacă nu e bun. Nu este la toate. Nu are metale, nu are substanțe periculoase. Și le ia ce mașina și le pune peste amenzi. Nu le tratează altfel și nu le duce. Și nu le duce în altă parte. Le duce tot acolo. Au aceeași soarte gunoaiele lui ca și gunoaiele mele. Pentru că sunt la fel.
De ce să nu fie și taxele la fel? Asta este întrebarea fraților. Pentru că nu se poate justifica să fie special. Eu propun, așa am propus în comisia și am semnat noi, cei 5, taxa la societăți să fie ca și la particular. Persoana fizică să plătească ca și persoana juridică. Nu se explică. Dacă are cineva un argument, vă rog să-l spuneți. Că gunoi nu e altfel. Sau că duce cu altă mașină mai bună, mai cu arcuri mai bune, sau o duce în altă parte. Nu există așa ceva. Domnul Johnny, vă rog frumos. Dar nu vorbeam dumneavoastră. Dumneavoastră nu influențați votul Consiliului. Că și așa, se dederea după de mine. Dumneavoastră puteți lua să discutați ce voi, nu care ți-ați aplicat și o aveți, dar nu influențați voturile în acest lucru. Și nici ce să nu forțați și o puștă de la PSD să voteze cum zici dumneavoastră. Nu, eu propun ca taxa să nu fie nici mai mare, nici mai mică, pentru că e același serviciu, e aceeași calitate de gunoi, cu aceeași mașină duce, în aceeași groapă, ca și America, așa lor. Asta este o problemă care trebuie să o soluționăm. Acum, în al doilea, vreau să vă întreb o treabă. De ce, domnule, aveți ședință specială acolo? De ce nu se mai televizează ședințele Consiliului Local? Că în legea 206 spune că trebuie să publicate prin toate mijloacele posibile. Civilizate ca noi și care au mai de mult această civilizație. Că în viitorul nu se știe cât de aproape, cât de îndepărtat, vom primi ordine de la Bruxelles. Fiecare localitate să aibă centrală termică pe gunoi. Să încălzați ca care poate fi. Deci pe viitor vom să poate așa ceva. Până acum, ne tragem de fără unul pe altul aici, frâncă ce-o să ne datoria. Dar nu putem să trecem prin țineanul și regul. Toată lumea să plătească la fel. Nimeni nu-i mai presus ca legea, spune chiar Constituția. Nici mai prejos. Nici societățile și nici noi ca persoane fizice. Vă rog frumos. Da. Domnul consilierul o puntată în ceea ce privește acest proiect de hotărâre, într-adevăr, eu am avut o discuție și cu agenții economice. Da? Înainte de asta. Cu deci, care de ce? Deci este prima lună când... Înseamnă că n-ați dat aviz, nu? Domnul, n-ați dat aviz la proiect. Nu. În forma asta, nu. În forma asta, nu, domn secretar. Îmi pare rău. Cu tine. Nu vreau o tasă specială, vreau o tasă egală, pentru toată lumea. Avem aceleași obligații și datorii în această țară. Dar aceștia agenții, deci toți agenții economici care își desfășoară activitatea, de raza, oamenii de și nu numai, că prețul de să face. Ei, acum este la demora noastră. Deci este la demora noastră. Ei au practicat niște prețuri. Contractul a fost făcut direct cu omul. Acum eu am considerat că. Deci toți vin înapoi. Deci numai au prețuri care le-au votat de urmă. Deci au fost 72 zile pe fiecare societate, indiferent ce era, cât era și cât noi producea, mai mult decât atât, dar ei se ridicau, era 0,5 și dacă creștea, trebuia să crească și creștul român. Dar eu am considerat că societățile mai mici, astea angajate cu angajați, cu 1, 2 angajați, să le aducem la 50 de lei. Este o diferență totuși.
Acești oameni oricum le plăteau. Societățile au un alt statut. E corect, nu poți să pui ca pe un cetățean. Dacă la tine în curte ții între 50 de angajați, tu poți să pui cât produce, cât produce, cât produc eu ca persoană sau dumneavoastră, domnul. Dacă în zona respectivă, în societate, nu mă angajați, dar din persoane publice, intră, iesă, ăla vine cu, se adună cu noi. Deși faptul că nu produce el în sine, dar trecând, fiind spațiu public sau domeniul privat unde se desfășoară activitate, acolo este și problema cu noi. Eu, din punctul meu de vedere, și vă spun omenește. Am considerat că este normal și corect să-i aducem înapoi. Gândiți-vă la o societate cu doi angajați, sunt 20 de lei. Ori un an de zile, ori 12 luni. E o sumă care oamenii rămân în societate, rămân cu banii ăștia. Acum, dumneavoastră, dumneavoastră ca și consilier, și este bine că discutăm. Eu v-am spus punctul meu de vedere și ceea ce este corect. Și oamenii ăștia care sunt cu societăți vorbim comerciale, să știți că am vorbit cu majoritatea din comună. Și mi-a spus, domnule, este corect. Totuși este un drept. Acum, noi supunem la voce și sunt domnule care ați vorbit, eu nu știu, apropo. Dar dumneavoastră nu scrie societate. Are la cineva, domnule, care e la familie. Poate mă vă să vă spun la cineva, pe urmă. Eu nu știu, nu știu. Poate mă vorbim și voi. Așa vă spun la cineva, dar nu mă dați cu prima. Toate. Nu am făcut colegi. Noi nu avem pe raza comunii vezi nici o societate cu 40, 50, 30 de cetățeni. Nu avem. Și atunci de ce? De ce să facem taxă pentru alte comune sau alte orașe? Noi nu avem așa ceva. În al doilea rând, societatea respectivă nu are dreptul să treacă peste hotărârii Consiliului Local. O hotărâre poate diferi de la un oraș la o țară, la țară, la o sau de la o comună, la alta sfârșită, sau de la un municipiu, la un oraș sfârșit. Poate diferi. Aia e altă problemă. Noi nu putem să facem hotărâri că la Comânești sunt 40.000 de muncitori la mine. Sau 4.000. Nu putem. Aia e treaba lor. Ei văd. Noi vedem aici. Și de aici vă spun eu. Faptul că televiziunea nu mai este invitată aici, e probabil că pe cineva îl gândi. N-ați venit de la început. Sau nu vă mișcați împrejur, nu o să ne clozați că suntem nefrumoși. Da? Bun. Vă cer scuze. Aveți contract pe anul ăsta cu noi? Bun. Și al doilea întrebare, fii bun în venit întrebare. De ce nu le postați pe internet ca anul trecut? Tot acolo sunt toate transmisiile. Le-ați mai transmis? Acum am transmis. Toate? Nu. Nu toate? Am căutat și eu, și vom mai căuta. Le găsiți pe toate. Domnul Costa, sunt ședințe nepostate pe internet. Pentru că anumite interese pe aici așa, mă refer la alte persoane care nu mai au dreptul să facă așa ceva, le oprește. Da. Deci asta este problema. Legea spune că să fie pe toate mijloacele comunicate. Bun. Problema este cât se poate de bună atunci când respectăm legea. Domnul de la televiziune. Spuneți. Îmi pare rău că tot timpul am vorbit, m-a prins spate, m-a scozat. Să nu-mi vad, Doamne, masca? Nu, sunteți frumos. Nu m-am văzut că e deloc azi. E contra luminii și nu... Mai, știți ce? Nu încercați că eu sunt avocat. Da, apropo, dați... Peste ce ori? Trecem într-un moment foarte important. Este cea mai importantă ședință de când sunt consilieri în ultima etapă acum. Da. De-abia acum, domnule primar, încercăm să ducem lucrurile în normalitate. De-abia acum. Nu v-ați zis să vă duc. Eu vă spun că așa trebuia să întâmple. Mă refer la gunoi. De-abia acum primăria a înțeles că trebuie să încheie contracte direct cu magazinele. Este foarte important. Nu cum a fost până acum. Da. Așa a fost la asociație. Da. De-abia acum... Reiese poate și școlile dau cu noi. Pentru că ceva, bănuiesc cu primărie, le plătea, le plătea fără să fie fost ceva trecut prin Consiliul Local. Acum înțeleg și eu, domnul primar, că, de fapt, o parte din subvenția, dar chiar pentru așa ceva sunt. Pentru noi, de la biserică. Domnule, ei sunt
Păi bun, și școala nu plătește. Haideți să vă spun un lucru. Haideți să vă înțelegeți. Da, vă rog. Aceste societăți nu scoteau gunoiul mercă. Gunoiul se regăsea la populație. De asta sunt diferențele alea atât de mari de cantități. Bun, nu poate atât de... Dar perioada cât a fost până când ne-a reglat, tot ce a fost pe bâraie, aruncat din prin astea, s-au regăsit, le-au strâns cu ăștia la 416, cu oameni la 416 și le-au lucrat la Bacău. Au fost. După aia, au început să spună, domnule, dacă eu plătesc, clar și chirpicii când dăr în casă. Adică au fost cazuri. Dar sunt și cetățeni care au venit și mi-au spus, domnule, nu-i corect să ducă ăla. Încet, încet, eu cred că noi toți ne educăm. Până la urmă, nici eu nu-s mai educat ca alții, fac și eu parte de lucruri de această comunitate. Nu sunt mai deștept sau mai preasă decât alții, nu vreau să parcă să mai deștept. Toți au fost învățați să cărăm la părău, toți au fost învățați să ducem nu știu pe bunii. Ei, acum ne vine mai greu. Și ideea este că și eu la început spuneam, domnule, dacă tot o plătesc, că îl duc. Ei, gândesc că s-au găsit în diferența de cântare. Și atunci a venit și mi-a spus, domnule, ai 3.000 și ceva, dar ok, eu te cred cu bun privință. Dar diferența din cântare, ai de 6.000 de locuitori, domnul primar. Și asta a fost discuție. Ei, acum au trecut la tonaj. De asta vă spun. A spus foarte bine că persoana din cadrul primăriei să meargă cu mașina. O să mergem la Bacău, să urmărim de acum. Că aici de, s-ar putea să plătim mai puțin. Să facem mai bine educă. Și ce că ți-ai reșit? Vă asigur că am plătit 3 lei. Păi, asta urmărim, noi scoatem fișurile de cântar, o să le urmărim, le urmărim în cadrul primării, în cadrul asociației, și atunci mă duc la asociație și spun, domnule, eu ți-am dus 30 de ori total. Cum mă voi gândi să-ți plătesc 6,80 lei? Nu mai voi, și atunci justificăm. Toți, adică sunt niște lucruri. Este foarte bine că mi-a spus că lucrurile s-au discutat și nu. Eu tot timpul am căutat să fiu transparent. Eu discut cu fiecare dintre dumneavoastră, dar nu discut la mișto. Iar dacă se ia la mișto, hai să facem lucruri să ne înțelegem, să înțelegem ce cetățenii. Ceea ce nu să înțeleg, că școala își plătește singură de ori. Este stabil? Da. Au cu ce? Școala, domnul Cosică, școala ducea la bucete, la populații, nu mai știu care, tot făcete, tot ce era. Ei, acum fiecare își plătește, nu mă iau. Și să regăsește la coșul total la... Da, de asta spun cam, atât mai de ce mai de. Deci, acești bani care ei trebuie să plătească, îi găsăm la grămadă. Deci este un lucru. Da. Mulțumesc, domnul Costel. Spuneți, domnul Mocăi. Doamne, dacă toți sunt societăți, mici, mari, cum le spuneți dumneavoastră, de ce nu luați să cântăriți cantitatea asta care o dau eu la societate la două persoane? Și de ce nu pui cu aia care are 10 persoane? Ați spus că e diferit de primul plec. Dar e la mine în casă, societatea. Eu tot un container scot. Veniți, probice. De ce nu mergeți cu cântărit, cum se spune? N-aveți cântare, a zis, nu? Am eu cântare și cântăresc. Cine ți-a luat bolonia? Și cine ți-a luat bolonia? Dar ce mă bolonează mie banii meu care îl dau în plus? Domnul, dau un minut. Ai votat o dată să puți-o? Da, domnule, dau un minut. Dar de ce nu s-ar putea mai puțin? Păi mă ridu-le! Așa, de ce nu s-ar putea mai puțin? Ați înțeles ce am spus? Eu dau un tot. S-ar putea să mai puțin. Dar nu e un tot să se duce pe care e. Domnule, eu dau tot un contaia. Cât dă și eu, dacă nu ați și eu 5. Nu, domnule. Eu dau tot un contaia, cât dă și eu 5 persoane, nu? Și eu plătesc 50 de lei. Pe lună. Și ăla vine 50 de lei bani. Da, da, da. N-ați înțeles omul? Ba da, domnule, n-ați înțeles omul. De ce-i plătești de 2 ani? Ăsta cu 5 persoane. Dar nu plătești ăla cu 5 persoane. Dar nu plătești ăla cu 5 persoane în casă, domnul Cristian. 5 persoane în casă. Plătești 50 persoane. Nu știu voi, n-ați înțeles ce vă spune. Bani cât vine? 5 milioane și 6 milioane. Bun. Bun. Atât vine la aici. La mine cât vine? Stai puțin, mă, sunt și eu. Ai venit 6 milioane, nu? Și sunt și eu în casă. Care tot acolo, cu ce o bună pe ăla? În familie. Auzi, nu sunt obligat să am contact cu ei. Dar nu poți să aduc în altă societate autorizat funcționar. Nu ai altă societate pentru că nu ai altă societate sunt cu noi. Nu, eu sunt operator. Ies în țară. Îl duc în țară. Și omule, duci la Brașov? Da, nu știu, bă. Dar mi-a duc autorizația. Vine mașina. La primări interesează autorizația de... Dacă vine mașina cu noi. Nu-l interesează. Bun, domnul Costel. Veniți cu...
cu voi la societate, vin sub document și venim eu v-am zis că ar fi indicat mai puțin. Că nu sunt bani. De ce vă spuneți că băi la o societate se fac bani? Dar nu a spus nimeni. Nu, dar pot să facă comerciale. Da, da, dați-mi comerciale, domnul. Nu se face tot la clienți, la cot țărani ăștia de acasă, nu duce mare. Mă gândesc cu noi și nu fac la bun. Dar nu mă gândesc. E vorba să fim corecți cu toate. Păi să fim corecți, domnule. Dar eu dacă aduc mare, aduc tot pentru oamenii din zonă. Oamenii mai plătesc o dată. Oamenii mai plătesc o dată. Și mai plătesc și o dată. Mergem în târg și vezi ce spune oameni. Cine se plătească? Ia să mă duc. Moșterii nu plătesc, ăia nu plătesc, ce-i plătești? Nu știu, mi-ar o mai puțin ești. Nu știu, da. A venit și tot. Nu știu ce. Nu știu tot. Așa că nu plătești. N-am zis că nu plătesc, bolnege, n-am zis eu. Plătesc. Trebuie toți să încasă, dacă ar fi o... Cum spune și domnul, să încasăm toți, de la toți, s-ar putea că și o soluție să fie mai puțin. Bun, că nu sunt bani. De la ce poate fi domnule dacă le urmăresc. Dar nu sunt bani. Dar de prijur. Nu vedem ce săptămâna lor. Dar și dacă ce săptămâna lor. Să nu credeți că la o societate se face atâția bani în plus. Dar nu se pune ceva. Dacă eu revin în contact, cine să plătească? Eu plătesc că am venit. Plătești tu că ai venit. Că tante era săracă, n-am venit, domnule. Da. Nu trebuie să plătești că tot domnule. Cineva trebuie să plătească într-un fel. Fără că nu se poate. Plătești și tot, ce nu plătească? Plătești, domnule. Nici nu spun. Plătiți bani și faci. Mi-e pare plătit acum. Cum e? Doamna miseria, nu așa. Vine, nu vine, dar poate. Sau unde faci poate că acum nu? Da? 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 Multe discuții, contradicții. Văd că cei care mai muncesc în țara asta, dar ăștia sunt plecați, sunt orice lucruri. N-am nicio treabă, pentru toată lumea și-au dat cu părerea că trebuie să fie... Să mă supie aia după ei. Puteți, puceți-vă, intrați în magazinul lor care au făcut și ei niște bani, au muncit mai ușor sau poate au împrumut în bancă, luați-le și biscuiți, luați-le și ce vreți voi, ca să puteți trăi voi cum stați. Și vă dau și exemplu, o discriminare. Deci, agenții cu urmă mai mult angajați. Ați văzut că ați făcut studiul domnului Echim. Știți câte societăți n-au niciun angajat că nu-și permit? Marea majoritate n-au niciun angajat. Domnule, tu până te-ai angajat? Vezi că nu știi, domnule, nimic n-ai nicio spune. Păi, înseamnă că aia că n-ai angajat, nu puteți nimic, nu? Deci, unul tu ai angajat. Deci, în comuna noi vă garantez că nu sunt 5 unități care au angajat. Și vă spun o discriminare mare. Deci, de la 2-6 angajat, deja crește la proști care muncesc. Deci, proști să plătească. Așa spus. 65 de lei. Dacă crește un pic mai mult domnul sărac, mai întins și el să facă ceva, 70 de lei. Și uitați, o administrație publică locală, cu un buget de 50 de miliarde, plătește 70 de lei cu 35 de angajat. Este corect? De ce nu trebuie să plătească? Că noi plătim taxe și impozite. Unde duceți bani? Prin subvenții, cum ține? Deci clar și discriminare. Acum la școală, învățământul au bugete care primesc foarte mulți bani. Au bugetul lor, toată lumea primește bani. Și plus și mai dăm noi elevii lucruri la școală, știm foarte bine, nu trebuie să mai discutăm aici. Deci pe 50 de lei plătesc 50 de lei. Deci dacă au 100 de lei, 60 de lei. Peste 100 de lei, de care nu știm mii, plătesc 70 lei, plătesc un oarecare amărânt, care vrea să trăiască pe mine. Păi știți că o societate nu-și permite să aibă un angajat nici măcar nu-și plătesc, să, nici măcar să-i chinui și să plătească asigurarea de sănătate, care nu are asigurare, știți măcar treaba asta. Știți că măcar ăla care e prost, care nu încerce, nu are nici asigurare de sănătate, că nu-și permite. Faceți un calcul, fac numai un calcul, dacă trebuie să plătească pe lună, numai sănătatea trebuie să fie 12-13 milioane. Dacă ar trebui să ai până iar 6 milioane, dacă îi dai impozitul și un angaj la mine pe economie, fără doamne că și cu 2 biscuiți al lui. Deci, faceți într-un așa fel să ne închidi, să omorți. Aia care mai rezistă, să-i face să vină la ajutor social. Cred că este mai bine la ajutor social în comună în bărăși. Deci, politica care s-a luat acum la nivel este să stai cu mâna întins. Să aștepți să se dea. Că dacă vrei să faci ceva, te termin. Taxe, deci trebuie să plătească, domnule, că faci. Are 2 biscuiți, să plătească. Ați fost să vezi cu trești. Fiecare, cât se chinuie. Știți că acum la impisul nou să plătească o casă de marcat din nou, că nu mai sunt. Știți că dați un contabil și cu stilul în fiecare zi să-ți bagi și să-ți scoată și să ducă, să plătească anaful. Știți? Ați făcut-o? Să vezi cum să trăiești? Ați avut un impas, vezi cum trăiesc ei? Credeți că cineva n-ar vrea să plătească? Dar eu este o discriminare, fiindcă nu, nu mai rămâne cu care să nu Dumnezeu și de aia. Contabil și nu vreau să-i spun. Și tu vii să-i spui care banii să te duci și-i câștigi, poate fi întâmplut în bani, trebuie să mai ajutești dobrând și acolo. Păi credeți că un angajat de aici care n-au, vă garantez din mare cum un 99% n-au niciun angajat, că nu-și permit.
angajat să vină complet la gără. Nu își permite. Stai, el are serviciul lui. Să stea în fața lui, ce crezi că cineva îi place să stea să dea un rachim, nu are ce să facă. Nu-ți crede lucrurile, nu crezi nimic. Deci, jalăniți pe cei care mai muncesc, stupid. Deci, am înțeles, politica acestei comuni este prin subvenții și prin întinderea mânerii. Deci nu trebuie să facem ce trebuie să plătim tot. 5.600 dacă trebuie necesar, 5.600 să plătească. Clar, tot plătim. De ce eu să... Tu trebuie să plătești ești prost. Dar așa nu mi-a spus acum în față. Tu trebuie să plătești ești prost. Asta vine treaba. Trebuie să ești prost, să plătești. Am înțeles, proști plătești. Adică cei care muncesc, suntem proști. Mulțumesc. Domnul Sorocel, cât ați plătit, domnule, la societatea noastră, am ajuns? Domnule, n-am societate, vă mai spun o dată, vă înțelegeți? Am ușit. Cât am plătit societate? Pentru că am plătit... Sunteți Consiliul Local sau votați? Vă spun chiar acum. Eu n-am votat acel proiect care dumneavoastră l-ați impus prin Consiliul Local 72 de lei. Dumneavoastră l-ați impus, să nu uitați. Cu cine a făcut contractul, domnul societate? Domnule, vă mai spun, domnule, nu înțelegi. Dar vă ascultă, domnul secretar. Domnul secretar, hotărârea Consiliului Local nu este dată de către Consiliul Local cu 70 de lei. Să se plătească jumătate de tonă, nu o tonă. Păi, dar eu vă ascultă. Domnule, dar mințiți oameni, nu? Păi de ce mințiți? Păi mințiți oameni, nu? Păi eu să vă pun contractul să vedeți, domnule, și hotărârea Consiliului care ați făcut, tot prin Consiliul Local ați obligat să se ducă la un preț. Nu spuneți varietatea, n-ați votat toți. În Consiliul Local s-au ascultat. Păi n-ați votat 72 de lei, n-ați votat 1.500.000 de tona și ați pus să plătească fiecare are oare cu mai jumătate de tonă. Ați uitat? Sau în funcție de ce dai plătești? Păi nu știți, bă, că nu mai știți variantele astea, ați uitat. Deci cât știți să te-am plantiți? Da. Domnul consilier, eu am făcut acest proiect de hotărâre, am redus de la 7. N-ai redus, domnule! S-au făcut redus de la 7. Să se înțeleagă, n-ai redus nimic, aceea 72 de lei de dumneata l-ai impus cu Consiliul Local cu majoritatea dumneata. Deci nu ai redus nimic. Nu mergi fără să nu mai minți atâta. Încasează bani la tine. Plătesc care vădeau 72 de lei. Mergeam pe mine de aia. Păi eram nevoie să plătem unele de aia autorizații de funcționare. Nu înțelegeți că eu a suplit? Asta vreau să vă spun. Eu nu mai întreb ceva. E corect ca societățile să plătească. Da, domnule, da. În funcție cât plătă cu noi. Poate v-am spus și eu. Vă spun, vă dau clar. Dacă nu vă dau nume, că nu știu, mi-e dau nume. Dă mai puțin cu noi ca un cetățean cu două persoane, v-am spus-o clar. Și această persoană are în casa lui, că făcut săracul în casa lui, plătește și el gunoiul, plătește și asta. Și eu nu dăm seama cu ce un domn erau. Și unul dă 3, 7, 8, 10, îi plătează tot. Că ce nu contează? Noi dăm, mă, așa nu plătim. Așa da, așa vine spre el. Noi dăm că nu plătim. Nu, dacă plătim, e aceea să vedeți că nu ar da așa, știi, civilizat. Dar încercați să faceți civilizație. Adică, dacă plătim, să plătim tot, să fim corecți toți. Deci tot trebuie să fim corecți. Nu trebuie să suprim alții cât mai proști. Exact ce îi spuneți acum, plătească cât mai proști. Adică aici te trimit și te mai proști. Da. Pune la vot proiectul de hotărâre. Eu mă abțin că nu pot să-mi fac la ediție. Cine este pe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 1. 3 persoane. Ce e? Abțineți, se abține domnul consilier Surugiu Daniel și cu Hărbunea Mărbunea. Deci nu sunt de acord în forma inițială. Se știu. E discriminare. Care nu ridica mână? Domnul Ghinescu. Adică? Da, Petru? Petru, da, 13. Deci votul pentru că o abține. Nu. Să vă mulțumim pentru vizionare!
Asamblea Consiliului. Deci la punctul 4. A fost o pauză. Ce v-am mai încercat să așa? Domnul secretar, stați un pic că acolo să trebuie votat de ați întregi. Domnule, vezi cum a aplicat o tărâne. Eu n-am, sunt un țăț care nu are niciun angajat cum plătești, domnule. Aici. În societate. N-am respectat o hotărâre. Ce s-a fi chiar? Trebuie că vrei să foarte inițial. Hai să trece la... Nu, că nu studiez. Proiectul hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ pe universitară cu una de Bacău pentru anul școlar 2019-2020. Favorabil, dar trebuie să menționăm ceva, menționat ceva aici. Din dosar. Domnilor, aveți altă ședință acolo, alt președinte? Avem aici un președinte. Așa. Rețeaua școlară, avem așa. Școli gimnaziale, două. Una în Livez și una în Poiana. Școli generale avem în Scărina, Prăjoaia, Orșa, Revers și Bălăneasă. Și mai avem o grădiniță care e tot în Bălăneasă. Așa, Bălăneasă 2. Asta este rețeaua școlară care o votăm. Ca să știm ce votăm. Rămâni, rămâni aceeași rețea, n-am disfința școli, deci tot nu trebuie. Aceea nu trebuie. Dar știți că votez oamenii cu cunoștință de cauză. Așa. Deci, e rămas aceea de școli care au funcționat așa. Se simte, având în vedere că avem doar acum în Bălăneasa grădiniță, se simte lipsa nașterilor în comuna de Benz, care va duce pe parcurs, Doamne ferește, chiar la desfințarea acestei comune. Să treacă la Sărbunen sau la Hedegiu sau la Benzin. Mai fost vreodată la Ușință. Bă, da. Astea sunt urgențe noastre. Uitați-vă în târgul ăsta. Trei sferturi din locuințe zboare. Și prin sate de celălalt. De ce? Răspunsul este clar. Condițiile de viață dirijate de actualul guvern. De partid. Da, da. Deci, ca să se înțelegem, și aș vrea să fiu foarte scurt, rețeaua școlară. Deci toate școlile din comuna Lides vor funcționa cum au funcționat și anul trecut. Nu am restructurat nicio școală. Tot ce fost ceva, o clasă funcționează același... Acolo și fac în interior, dar școlile ca entitate, tot ce există pe raza comunei Lides, toate vor funcționa și în anul trecut. În anul 2018-2019. 20. 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 Dacă nu-i spălțuie, nu-i spălțuie, e clar și vin ca aici.